Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit, oameni, la un nou episod de Minecraft, prietenii mei. Știu că nu v-ați așteptat la acest lucru. Ei bine, astăzi ne jucăm pe o hartă trimisă de către un abonat, prietenii mei. O hartă de trivia, ceea ce o să fie foarte, foarte interesant. Am mai avut noi antecedente cu Trivia Cancer, dar sperăm să nu fie foarte troll întrebările. Apropo, dacă vreți să-mi trimiteți hărți custom aici pe Minecraft, băieți, contact@zzandrei.ro. Asta este adresa de mail, contact@zzandrei.ro. Poate o să mai facem încă un mail special pentru hărți, dar Dani, cel care ne-a făcut harta, de la care am primit mail-ul, ne-a trimis această hartă, pentru că m-a tot întrebat pe live-ul: Andrei, te mai știi pe hărți custom, și am zis, bine, ne jucăm pe hărți custom dacă și voi vreți acest lucru, prieteni, așa că dacă vreți să postăm mai multe clipuri de acest gen, ăsta o să fie un episod pilot, ca să-i spunem așa, ok? Dacă vreți să postăm mai multe clipuri cu Maps from Subs, hărțile abonaților aici pe Minecraft, dați acolo cât mai multe like-uri, prieteni. Sunt foarte curios dacă reușim să strângem peste 1000 de like-uri. Dacă strângem peste 1000 de like-uri la clipul ăsta, promit că o să postăm și mai multe videoclipuri dacă îmi mai trimite hărți, boys. Bun, deci avem în felul următor o cameră foarte frumoasă aici, prietenii mei. Hai că avem info aici. Salut, Andrei, bine ai venit pe arta care o să-ți mănânce zilele. Sunt Dani, cel de pe live-uri, știți. Am 19 ani și sunt un vechi abonat de-al tău încă de pe vremea când posteai surorilor cu Roni și cu Brigada. De pe vremea lui Sile Cartofaru, Sergiu Tudorica, Chei și mulți alții. Am zis să fac această artă de trivia ca să ne amintim de vremurile bune și să mai diversificăm conținutul pe canal. Seems legit, boys, foarte corect, îmi place, like. Salutare, Dani, sperăm să fie o artă mișto. Reguli: 1. Nu folosi game mode. 2. Nu ai voie să folosești spawn point. 3. Fii cancer. Ok, info 2. Un mic info, aceasta este prima mea hartă pe care o fac și prima dată când folosesc atâtea comenzi și comment blocuri. Sper să-ți placă harta când n-ati pe doua nimic, ok. Ok, boys. Bun. Și cred că trebuie doar să-i dăm start, da? Hai încă o dată să risc cu like-urile alea, prieteni. Și haideți să dăm start trivia. Bun, ce avem aici? Avem hint, buton. Felicitări, ai primit... Ok, nu, neinteresant. Bun, buton 2. Șarpele. Ok, aici e hint, nu mă interesează. Întrebarea: unde este situat București? În România sau Chiche Prost? Băi, București e în România, dar sunt sigur că e Chiche Prost. Ai, m-am crezut că o să fie troll harta cu ai... Ok, ok. O să fie cancer, nu-i așa? O să... Deci în România. Bă, un răspuns corect. Deci răspundem corect la întrebări, prieteni, da? Bun, răspundem corect. Nici o problemă. De când faci YouTube? Din 2015. Bă, fac de mai mult timp de 2015. Sunt mai bătrân ca Iliescu. Farmacia inimii. Bă, ce-i cu arta asta, mă? Aici am răspuns corect. Întrebare: chiloți sau boxer? Chiloți, coaie. Bro, chiloții, bro. Nu, ok, deci avem așa. Mamă, cât avem până în cap. Stânga, dreapta. Eu tot pe ideea cu chiloți mergeam, băiți. Ok, deci avem stânga, dreapta, dreapta. Da, bun. Bro, ceva îmi spune că deja mă luați la mișto. Ceva îmi spune că deja mă... Ok, 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 ne calmăm. Hint: Zăzou are mică. Stai liniștit că nu știu dacă ai aflat tu sau... Întrebare: ce este o omidă? O larvă. Bă, o larvă! Nu știu, boss, că n-am învățat, dar dă și mie un leu. Stai să vedem să nu mai fie ok asta din dreapta. Yeah, viața e grele aici, bun! Întrebarea: ce îți place să fie, mare, mică? Pă, depinde în ce sens pui întrebarea, mare sau mică, scrie mare. Aaaa, nebunule! Easy, Leanu, ce-i cu întrebările astea, boys? Îți place harta, da, e super șmecheră, du-te drecu, du-te drecu, du-te... Și că foarte urât, vorbește frumos, măi, că vine măsa lui Cosmin cu bastonul. Nu, și trebuie să o luăm de la capăt cu aia, dar scria în regulă, scria fără spawn point, băieți, cred că ăsta e scopul hărții, nu? Deci avem stânga, dreapta. Ok. Avem stânga, dreapta. Butonul. Aici avem, nu știu, boss. Aici avem mare. Aici avem du-te drecu. Mai e vreun buton, nu? Bun. Așa. Să nu călcăm pe asta, băieți. Nu călcăm pe ala. Bun. Abonații sau banii? De trecut de abonați mă duc în Dubai cu banii. Abonații. Bă, trebuie să răspunde corect. Abonații, coaie, pe bune. Adevărul e că la câți bani strâng... Ha, abonații, normal, întrebare: Cosmin e prost sau e prost? Prost sau post? E post. Ha, mă, frate, că am zis, bă, deci asta e artă cancer vere, adică cancer e, dar troll nu prea e, bro, că... Ui, mei. Mare. Ok, dar e super șmecheră, da, da, da.
Abonați, e prost Cosmin. Mai avem un buton cu aia. Nu știu de ce mai... Cum nu știi de ce te-am apăsat? Pentru că aici nu mor, ies. Întrebare, de ce toată lumea îl respectă pe ZZ? Bă, toată lumea îl respectă pe ZZ, bă, mai sunt și nerespectuoși dacă e să o luăm așa. Pentru că dă în gură la toți. Pentru că e gay. Păi nu fac niciuna nici alta, băieți. E întrebare grea. Cu siguranță, el s-ar gândi să pună gay, dar eu nu sunt gay cu siguranță, așa că punem aici. Stați liniștiți, prieteni. Întrebare. Unde a avut loc bătălia de la Vaslui? La Vaslui, în bucătărie la Cârnat, bă. Un răspuns corect putem spune, nu-i așa? Bă, acolo e finish-ul, mă, deja? Întrebare. De unde sunt? Baia Mare, nu-mi pas. Nu finesi, bă. Asta este, băi, sincer. Bă, sincer, eu am răspuns sincer, ok? Am răspuns foarte, foarte sincer, prieteni. Golf 5 sau Golf 7? Căruță cu cai, Golf 7. Bă, sunt prea creier. Sunt creier. Sunt creier. N-aveți ce zice. Cosmin e gay? E foame, da. Nu spuneți că trebuie să o iau de la capăt. E foame. Yeah! Felicitări, ai supraviețuit primului stage. Ăsta a fost primul stage, bro. Apasă butonul pentru următorul stage. Cred că sună interfonul, băieți, bun. Următorul stage. Butonul din spate, bă. Greu să ne mergi, Gaura Andrei, mai caută butonul. Ce-a... Bă, coaie, mă ia la mișto. Vericule, mă ia la mișto? Mă ia... Mamă, nu, astea sunt întrebări de cultură... No, info. Bine, venim la stage 2. Avem același regulă, doar că nu mai avem hinturi, ci glume. Ia să dăm spawn point neapărat. Bă, cât de tare arată, băi. Mamă, cât de întrebări avem aici. Ia să vedem, glumă. Știi bancul cu guma? Se întinde. Bă, sincer, nu știu. Bun. Întrebarea. Care este cel mai lung fluviu din Europa? Bă, deci nu e troll, da? Că e Volga. Volga e coaie. Cosmin Dunărea Volga. Volga coaie, nu? Cel mai... Coaie Volga. Coaie Volga. Sims legit. Glumă. Știi cum faci un prost să aștepte? Știu, frate, stai niște, că toată lumea îmi spune. Întrebare. Bun. Din ce țară izvorăște Dunărea? Germania, bro, e clar. Deci aici chiar e cultură generală. Practic e adevărat, dar tot muri. Ceva îmi spune că... Păi... Mă, s-a lucrat. Let's go! Pe ori în cultură generală, ia să vedem, gluma. Gluma stage-ului. Chuck Norris nu citește cărțile, se uită la ele până obține informațiile dorite. Una dintre cele mai proaste glume pe care le-am auzit. Bun. Ce începe cu zero se află în pământ. Ornitoring, omidă, orâmă. A scris zero. Ăsta e zero sau o? Și aici e zero. Orâmă. Hai! Pro plays. Știi ce e negru mic și urlă? Un bebeluș într-un cuptor cu microonde. Veche, veche. Samsung sau iPhone? iPhone all the way. Motorola, Nokia, cărămidă. Coie, mă luați la mișto? De ce mă luați la mișto? Nu spuneți că trebuie cărămidă. Ha, mă, vere, că o iau de la capăt, vere, și plâng, deci Volga. Mă, s-a lucârnat. O râmă. Nu cărămidă, Nokia. Yeah, Nokia! Bă! Pot vedea viitorul! Mamă, coie, ce-i cu harta asta? Buiți, ne-a rupt Dani. Și cei mici verde și aleargă prin pădure, o turmă de castraveți. Și asta e vechea, mă, Dani, băi, mă, așteptam la niște bancuri mai bune, bro, pe bune. Ce începe cu T și se află în pământ? Trei râme, Tudor, Taun. Trei râme. Trei râme să fie, ești nebun. Gluma, gluma. Oxigenul și potasiul și-au dat întâlnire. Se pare că totul a fost ok. Bă, vere. Când s-a născut regele Mihai. Coaie, stai că asta e grea dacă mi-ați dat cu istoria 1900 vara, 1900 toamna sau 1921. Ai spune 1921, dar având în vedere că-s două răspunsuri, unul vara, unul toamna, cred că 1921. Pro player, boys, full brain, ești nebun? Ieri m-am întâlnit cu pirat pe câmp, știi ce mi-a zic? Ar. Dani nu încetează să ne uimească, băiți. Câte mere are Ana? Ana are să meargă dracu, Ana, să meargă dracu cu merele ei, ești nebun, ce mă interesează pe mine? Gluma, boys, gluma. Cum se numește o dichetă care ia Viagra? Hard disk. Holy shit. De ce joci această hartă? Pentru bani, pentru bani.
A, mă, bro, pentru bani, toată lumea știe că m-a plătit Dănuțul să joc arta, bro, pe bune. Aveam o așa, aveam Nokia, aveam 3 râme, aveam 1921, aveam 2 de recupeana, pentru bani, ca să nu apuc ziua de mâine, stați, stați, ca să nu apuc ziua de mâine. Ok. Știi ce e mai prost ca un prost? Doi prăști. Bă, Dani, bă, Iași sau Fălticeni? Azuga, coaie. Hai, mă, bro, că... Puii mei, adică de ce ai mai pus Azuga acolo dacă nu e cu trollul, bro? Prieteni, încă o dată dați și voi acolo cât mai multe like-uri, boys. Repet, strângem acolo multe like-uri și promit că mai postăm clipuri de acest gen dacă îmi trimite search, băi. Sunt cu altă contact aronzuzandei.ro. Băgați acolo niște hărți puternici și frumoase ca să nu apuc ziua de mâine. Yes! Iași, Azuga, Fălticeni, Iași. Yes! Știi ce nu se aruncă teroriștii cu parașuta? Că nu e ok să se arunce în aer. Asta oricum a fost mai bună decât celelalte, sincer. De ce te joci face to face? Pentru că kick e prost, pentru că troll de aia mă domină. Pentru că kick e prost. Știți care e partea cancer la această hartă? Faptul că a scris în regulă că n-am voie cu spam point. Adică trebuie să le luăm pe toate la rând, boys, la rând. Aici ce am pus? Ana se ducă dracu ca să nu apuc ziua de mâine. Iași. Pentru că kick e prost, nu, pentru că troll, dar pentru că troll. Coaie, nu mă domină Diana! Ok, nu mai pot vere. Mă domină Diana, auzi. Adevărul e că Dani, am văzut pe live-uri acolo că se cam dă un pic așa la... Nu mai zicem, Dani, secretul nostru. Micul nostru secret. Iași, Diana mă domină, aparent. Ok, ok, nu zicem nimic la aceasta. Știi ce o împiedică pe blondă să facă facultate? Liceul. Ok. Cine e Cosmin? Mamă, coaie, dar sunt întrebări de alea grele. Șeful meu. Coaie, întrebare troll de șeful meu. Hai, coaie, nu mai suport. Băi, nu mai suport. Bă, salut, cârna. Stai că m-am pierdut deja, nici mai știu unde să mă duc. Ești nebun aici doar în față de 3 ori. Băieți, mă tiltez, dar s-a zis că trebuie să fiu cancer, deci da. Iași, Diana mă domină. Cosmin e un gay. Bă, coaie, le aleg greșit, coaie, am două variante, deci am încercat două variante între și mereu le aleg greșit, că nu se mai poate așa ceva, că deja... Ne calmăm, stați liniștiți, totul este sub control. Deja am învățat totul pe de rost, sunteți nebuni. Deja am învățat totul pe de rost, băieți. Ok, aparent Cosmin e viața mea. Bă, gamie, și ia uite mă, vericule. Știi ce zic? O blondă după... Știi ce zic? Bă, mai greu cu româna, băieți, dar... Știți ce zici o blondă după ce intră în copac? Hei, dar am claxonat. Dacă să-ți dau un leu, mi-ai dat 5. Du-te trecut de săracă, ia-ți banii de pateu. Da, iubire. Băieți, o să facem... Bă, dar știți ceva? Ia fiți atenți, că suntem și noi băieți deștepți, nu? Adică nu suntem noi băieți deștepți, că altfel nu ne uitam la clipul. Băi, fiți atenți, facem și asta. Dacă tot a zis că e hartă cancer și aparent este un trivia extrem de cancer, băieți, foarte cancer, spawn point, amice, spawn point. Tu mă trolezi, eu te trolez. Gata, du-te dracu de săracă, ia-ți banii de pateu. E? Dacă tu așa vrei să fii. Un om avea un cale, iar calul nu avea nimic împotriva. Asta e veche. Câți cai pot fi în hămăză sau o căruță? 6 cai, un voider și 3 Cosmini. Un voider și 3 Cosmini. A, mă, băi. Asta era previzibilă. Domnule doctor, câinele meu nu are nas și cum miroase îngrozitor. Dacă Diana ar fi un animal, ce animal ar fi? Elefant? Brontozaur, ce animal să fie boscă de-abia este umană. Corect, sunt de acord, aici chiar sunt de acord. Un om mergea pe cal, la un moment dat cade, de ce? S-a terminat calul. Coaie, bă, asta e ok. Ce faci? Mamă, e ultimul, mamă. Îmi smul părul din cap, îmbătrânesc, turbez. Bun, îmbătrânesc. Nu îmbătrânesc, coaie, îmbătrânesc, coaie, îmbătrânesc. Îți banii de pateu, un voi de ștrei Cosmin. N-ar putea. Îmi smul părul din cap. Turbez. Bă! Mă scuzați. Mă scuzați, știți că sunt bătrân și stau prost cu nervii, băi. Deci îmi cer milioane de scuze. Îmi smul părul din cap. Yes! Apasă-mă! Felicitări, trăna harta. Sperăm că nu ai încărunțit. Acum caută alt buton pentru ceva șmecher. Eu cred că nu mai e nimic șmecher, băi, și mă tiltează. Eu cred că mă trolează. Nu mai e nimic șmecher. Holy! Foarte ură, Dănuțule. Apasă-mă, ia. Wow! Just wow!
Wow, ok, ok, bun. Bă, pentru prima artă, prietenii mei, pot spune că m-am distrat, ești nebun, adică chiar a fost caterică arta, prieteni, și a fost un trivia al dracului de cancer, dacă n-am mai rezistat și mi-am dat spawn point. Și uitați cât de, adică, e puțin făcut din artă, să zice așa, dar sunt multe comment blocuri, întrebări, răspunsuri. Băi, o hartă perfectă, băieți, ca să fie cancerul ăla puternic cu care v-am obișnuit. Prietenii mei, cam ăsta a fost episodul. Dați o notă, hărții, în comentarii acolo jos. Eu nu vreau să dau o notă pentru că harta mi-a plăcut, n-am de ce să zic nu. A fost o hartă foarte mișto. Dați voi o notă ca să vedem cam ce note i-ați dat pentru cât de bine ne-am simțit și pentru cum ne-am distrat, prieteni. Oricum, nu uitați, dați și voi acolo cât mai multe like-uri, boys. Repet, dacă vreți să-mi trimiteți și voi niște hărți, contact@zanzandrei.ro, băieți, mai scriu o dată aici pe chat. contact@zanzandrei.ro, vă rog frumos, scrieți numele hărții, scrieți versiunea și să fie făcută cum trebuie, bineînțeles. Eu am fost Andrei, v-am pupat și vă urez o zi foarte frumoasă în continuare. Bye, bye, pa!